Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din data de 1 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă a fost aprobat de Comisia Electorală Centrală. Documentul stabilește modul de oferire a timpilor de antenă gratuiți și contraplată pentru publicitatea electorală, organizarea dezbaterilor electorale și principiile de reflectare a campaniei electorale în instituțiile audiovizualului, presa scrisă, internet și telefonia mobilă. Potrivit regulamentului aprobat de CEC, fiecare furnizor de servicii media care decide să se implice în reflectarea campaniei Electorale trebuie să depună la Consiliul Audiovizualului până pe data de 8 septembrie o declarație privind politica editorială pentru campania electorală. Furnizorii de servicii media care nu au prezentat în termenul stabilit declarațiile spre aprobare către Consiliul Audiovizualului, fapt constatat prin decizia cea, nu au dreptul să reflecte campania electorală la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Proiectul regulamentului a fost consultat și avizat de către Consiliul Audiovizualului.